slăvit să fie Domnul. Amin. Ne întâlnim prin îndurarea Domnului, frați și surori. După ce ne-am văzut și joi seara într-o părtășie binecuvântată la casa Domnului, și mulțumesc lui Dumnezeu că vă văd pe toți cum ar veni, că nu știți chiar toți, dar mă rog, asta e biserica din Montreal, bănuiesc și adunată duminica, pentru că peste săptămâni sunt și piedici reale care nu pot fi depășite. Și vă merge de aici câteva zile și cu bucuria că am cunoscut biserica la închinare, că am văzut frați, că am văzut surori. Și cine știe când Dumnezeu va hotărâ să ne vedem în vreo împrejurare și să avem plăcere să ne salutăm unii pe alții. Pentru că ați fost doar parte din dumneavoastră joi seara, eu vin din Zalău. Zalău este un oraș mai mic, între patru orașe mari. În direcție aproximativ egale, la 85 de km, este satul mare, Baia Mare și Cluj, și la 120 de km Oradea. Și undeva în mijloc, este orașul nostru, un oraș, spuneam, mai mic, cu o comunitate evanghelică puternică. Biserici numeroase, sau dacă vreți, mari. Dumnezeu a dat harul acesta ca lucrarea Domnului să crească. Slăviți să fie Dumnezeu! Amin. Am mare bucurie să fi fost de la începuturile începuturilor acolo. Când m-am dus la liceu, și acum merg toți tinerii după școala generală la Zalău, nu era o biserică, era doar un grup de credincioși care se aduna în semiclandestinitate. Au și avut probleme, au fost și amendați pentru asta. Dar după aceea lucrurile au căutat mereu reglementare și culoare și astăzi ne bucurăm să ne închinăm lui Dumnezeu în biserici mari, frumoase, cu mulți credincioși, construcții frumoase noi. În sfârșit, Dumnezeu Sfântul ne-a ajutat și ne-a dat tot ceea ce aveam nevoie. De asemenea, biserica în care slujesc acum și se numește Noua Speranță, păstorez biserica asta de 20 de ani de zile și coordonez un grup de 4 păstori care suntem acolo. Slujim deci în biserica asta, am avut de asemenea bucuria să fiu de la începutul acolo, pentru că înainte să fiu păstor am fost dirigit de eșantier 4 ani. Am coordonat grupul fraților care au construit biserica aceea. Dacă vreți să aveți o imagine a unui lucru de ispravă sau nu, cei care cunoașteți, eu nu sunt început cu astea, intrați în ea pe internet și dacă vreți să regăsiți biserica noastră, o puteți găsi acolo. Nu transmitem programe pe internet și nu avem o activitate continuă, dar sunt câteva imagini și ceva care spune despre noi. Asta ca să-mi găsiți urmele. Sfârșit, vin cu aceeași bucurie și astăzi, ca și joi seara, și vă spun că trec pe aici pe dumneavoastră cu dragoste și cu smerenie. Vreau să las în urmă un cuvânt de zidire. Vreau ca frații să se bucure de prezența mea aici. Mă rog Domnului să nu tulbur în vreun fel, să nu mirit în vreun fel pe cineva. Măcar că cuvântul poate avea și capacitatea asta să ducă într-o direcție mustrare. Dar eu sunt hotărât și pregătit în sufletul meu, atât cât frații m-au primit aici să aduc un cuvânt care să fie ziditor, să fie folositor pentru fiecare dintre noi. Nu urmăresc să fie spectaculos, nu urmăresc niciun alt detaliu decât să fie clar și foarte ușor de înțeles. Asta ca să putem fiecare dintre noi, când plecăm de aici, să știm bine ce avem de făcut. Sigur că da, încheie introducerea asta spunându-vă că biserica, care acum se adună la închinare și mă bazez și pe susținerea lor în rugăciune, acum se adună la închinare, în seara 18 în România, de regulă ei se roagă pentru mine când lipsesc, dacă o vor face în minutele următoare, atunci lângă rugăciunea noastră vei avea o putere în plus, acum când stau să vestesc cuvântul Domnului. Măreți să fie Domnul! Amin! Încă un cuvânt. Nu sunt foarte bine treaz, dar vă rog să vă rugați pentru mine, că pare că cu vârsta te reglementez mai greu, dar de aceea m-am și uitat la un cuvânt din Scriptură mai simplu, după ce am luptat și am venit în inimă cu un alt cuvânt, care era un cuvânt teologic mai greoi, m-am uitat la acest cuvânt al lui Dumnezeu din Ioan, capitolul 4, și vreau astăzi să vorbesc despre ceva care, dacă vreți să aveți o raportare și să-i puneți un titlu, atunci se numește o viață închinată lui Dumnezeu. Vreau să vorbesc despre ce înseamnă o viață închinată lui Dumnezeu.
Și pornesc astăzi, frații mei, de la dialogul, cum se amintea aici, dintre Domnul Iisus Hristos și femeia samariteancă, care a avut loc la fântâna lui Iacov. Sigur că da, este foarte surprinzător să descoperim aici, în contextul acesta. Era un conflict rasial care ieșe din textul acesta, adică în avea legăturile cu alții și se evita iudeii și samariteni. Apoi, frații mei, avem de-a face cu ucenici care au prejudecăți. Ei vor veni și vor zice, cum despre eu de vorbă cu femeia samariteancă? Apoi, avem un Iisus Hristos care este flămând de data aceasta și avem, frații mei, o femeie care are nevoie de mântuire. Sau, dacă vreți, o femeie cu multe probleme în familie și morale, care are nevoie de mântuire. În contextul acesta, ce ai putea să vorbești? Despre închinare. Este surprinzător că nu avem multe reglementări ale închinării venite din dialogul acesta. Dar nu e așa? Totdeauna este adevărat că între gândurile noastre și ale Domnului este o mare diferență și între ceea ce facem noi și privim noi. Așa spune cuvântul lui Dumnezeu prin Scriptură. Trăim într-o lume de închinători. Se are niște frați preobiți care m-au mai scos așa în fiecare zi pe aici, Sătăr, m-au dus într-un loc de închinare. O biserică aici e importantă, care înțeleg că oamenii merg să o vadă, mai ales turiștii, să urmărească și mi-am adus aminte că altă dată când am mai fost aici, am spus 18-20 de ani în urmă aproximativ, fost acolo în biserica aceea mai devreme și am văzut inclusiv oameni care urcau scările în genunchi. Am înțeles că li se promite în urma acestui, eu știu, în urma acestei forme de închinare, eu știu, de liberare, iertare, sigur că țin de învățăturile și practicile acestui loc și mi-a adus aminte încă o dată, mi-a adus aminte încă o dată cât de largă este paleta închinătorilor, a oamenilor care se închină lui Dumnezeu. Frații mei, când vorbim despre viața unui creștin, despre viața unui copil al lui Dumnezeu, închinarea eficientă, sau dacă vreți, viața închinată lui Dumnezeu, începe odată cu nașterea din nou, din cuvânt și din Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, pentru că o închinare adevărată sau la o închinare adevărată ne poate conduce numai Duhul Sfânt. Măriți să fie Domnul. Închinarea este în suferință, apoi, în două aspecte ale ei. Odată dacă vorbim despre oamenii care nu cunosc pe Dumnezeu, închinarea este în suferință pentru că ea este și se bazează pe ritualuri și ea este exercitată mai ales în momente de frică, de teamă sau de interes major individual. Când vorbim despre viața de credință, despre credincioși, despre biserică, închinarea este în suferință tot în două momente ei, la creștinii care o fac doar duminica și la creștinii care o fac doar în casa lui Dumnezeu. Acum, din dialogul acesta al Domnului cu Iisus, vreau să spun câteva adevăruri despre închinare și despre viață închinată, care nădăjduie să ne fie de folos. Primul adevăr al acestei învățături este acesta, că închinarea îl transformă pe închinător. Țineți minte mesajul predicii de joi seara, ce schimbări a adus pocăința în viața ta. Trebuie neapărat să vorbim despre schimbări dramatice, radicale în viața unui om care s-a întors la Dumnezeu. În aceeași fel, când vorbim despre o închinare adevărată, eficientă, despre o închinare care o așteaptă Dumnezeu, închinarea asta, spuneam, că te transformă. Deci, dialogul acesta al Domnului Iisus Hristos cu samariteanca apar trei idei, trei prototipuri de închinare. Trei. Pare închinarea samariteană care era legată de un munte, de multe legalizim. Ei susțineau sus și tare, acolo trebuie să se închine. Poate modelul evreiesc de închinare, dacă vreți formula așa, adică la templu din Ierusalim este locul de închinare. Și acum vine Domnul să spună închinătorii adevărați se vor închina. Avem o proiecție viitor Tatălui în Duh și în adevăr.
Slăvit să fie Domnul. Amin. Adică nu mai rămâne important locul acesta, Garizim sau Ierusalim, nu mai este și nu mai capă de importanța aceea, chiar dacă vorbim despre un loc în care Dumnezeu și-a așezat numele acolo, aici este conceptul vechi testamental de închinare, o închinare legată de un loc, unde mergea cu jefa, cu toate acestea, de câteva ori pe-a la templu. Orice evreu, serios aceasta. Deci face cu închinarea nou testamentală, da? În care, frații și surori, locul îl reprezentăm sau putem reprezenta noi. Dacă suntem doi sau trei, într-un loc și suntem din adevăr, acolo ne putem închina Domnului pentru că Dumnezeu este prezent. Măriți să fie Dumnezeu. Dar vă dau o schimbare de nuanțe. Răbiților, spuneam că în contextul acesta cu reticențele ucenicilor, cu conflicte interrasiale, cu femeia asta, cu problemele ei, Domnul Iisus Hristos pornește dialogul acesta închinării. Femeie, dacă ai cunoște tu, dacă ai ști tu, și a vorbit despre apa vie. Și femeia asta s-a convins în puține minune după aceea că are de-a face cu un proroc, pentru că spunea, mi-a spus tot ceea ce am făcut. Și spune cuvântul lui Dumnezeu, acum eu povestesc din întâmplarea asta, sau reitau din întâmplarea asta cuvinte libere, femeia așa s-a pasul acolo, a plecat în cetate, a venit și a spus oamenilor, veniți și vedeți, este unul care ne-a spus totul. Și oamenii au venit, reacția chemării ei și l-au văzut pe Domnul Iisus, apoi, după o vreme mai jos în text, zice femeia, acum nu mai credem pentru că tu le-ai spus, acum credem pentru că noi ne-am convins că Iisus Hristos este Mesia. Slăviți să fie Domnul! Amin. Deci închinarea te transformă. Dar ce transformare vedeți dumneavoastră, frați și surori, în femeia asta? Din prostituată în misionar. Este o transformare fantastică. Femeia asta avea un trecut murdar. Acum cei care vorbesc despre date și obiceiuri ne aduc aminte și adevărat asta că exista o oră la care se scotea apă, că asta este tema femeilor, nu a bărbaților. Și că faptul că femeia asta era singură la o altă oră, adică nepotrivită, nu era ora la care scoteau femeile apă, este pentru că, mă rog, nu vrea să se întâlnească cu alte, nu vrea să se audă șușotelile altora. Ea avea o problemă care o ținea într-o izolare și într-o închistare. Și este adevărat în discuția avută cu Domnul Iisus Hristos, îi spune Domnul, arătă bărbatul tău aici. Dacă vrei apa asta, vii, arătă bărbatul tău și a zice, n-am. Și Domnul Hristos zice, bine zici că n-ai, că ai avut mai mult și ăsta pe care l-ai? Nu, e normal, nu e altă. Nu e regulat. Înțelegeți ce viață trăia femeia asta? Înțelegeți ce zbucium aducea împreună cu ea, ce zbateri, câte nerealizări, câte nereușite, câte dureri. Prin comparația privirii în alte familii integrate și în regulă, i-a avut încă un eșec și încă un eșec și încă un eșec. Și predica asta putea fi o încurajare pentru o ridicare a unor prăbușiți în eșecurile vieții, înțelegând că la Dumnezeu Sfântul există iertare, slăvit să fie Domnul. Și a venit, spune cuvântul lui Dumnezeu, peste ea dintr-o dată conștiența asta și înțelegerea asta, și s-a dus și femeia asta a reușit ceva ce nu se reușește de regulă. A strigat într-o cetate și a fost atât de convingătoare încât a scos cetatea aceea înaintea Domnului. I-a dus pe oamenii aceia la Iisus. Sigur, păstrând proporțiile și sigur că da și păstrând și dimensiunea asta a sinonimității închinărilor. Nu e așa că e greu să aducem oameni la biserică? Nu e așa că e greu, îi chemăm și ceva nu-i lasă, știm ce nu-i lasă. Sigur, problemele sunt mai multe. Nu e așa că e greu să facem o evangelizare în care predomina să fie prieteni, nu frații? Este foarte greu. Și femeia asta a reușit într-un mod fantastic, pentru că, dragii mei, i-a fost atinsă de adevărul Scripturii și adevărul spus de gura lui Dumnezeu întotdeauna transformă. Măriți să fie Domnul! Primul aspect al unei închinări adevărate este că închinarea asta te transformă. Și am să vă dau un exemplu din Scripturi. Haideți să urmărim împreună cu mine, dacă vreți, Scripturile în
Cartea întâia lui Samuel, să vorbim despre un aspect de închinare care transformă. În 1 Samuel, în cartea întâia lui Samuel, debutul cărții este cu o familie care va deveni importantă după aceea prin copilul pe care Dumnezeu îl va da și care va fi unul dintre cei mai mari lideri din Israel, Samuel. Ce citim chiar de la început despre familia asta? Că se duceau la templu să se închine. Că erau închinători serioși, constanți, consacrați. Și după un cuvânt al Domnului, care trebuia să meargă de câteva ori pe la Ierusalim, ei aveau timp și vreme pus deoparte, strângea casa acest bărbat și mergea la închinare. Să clarificăm un adevăr. Totdeauna când vrem să venim la casa Domnului, diavolul va vrea să ne împiedice să venim. Dacă nu reușește să ne împiedice, va vrea să fim aici, dar să nu se întâmple nimic cu noi cât vreme stăm aici. De ce era bun din o perspectivă gândul fratele Iosif că uneori nu reușim să ne curățăm, să ne debalansăm de gândurile care ne frământă, le aducem cu noi și uneori ne fură bucuria și atenția ascultării. Și nu doar atât. Vă dau din textul acesta și vreau să ne urmărim împreună, vă dau, frații mei, din o experiență care am observat-o că este adevărată, un exemplu care ne poate fi de folos. Zice cuvântul acesta lui Dumnezeu și fără să treceți peste aspectul că vorbim aici despre o familie cu două femei. Ține de o altă vreme și de alte reglementări și acceptări biblice. Zice că femeia asta, Ana, care devine personaj principal, ori de câte ori se ducea la închinare, era înțepată de Penina, atunci ea plângea și nu mânca. În viața unei familii sunt două momente sacre. Eu le numesc așa sacre. Închinarea și masa. Închinarea și masa. Și diavolul urmărește întotdeauna și întotdeauna și întotdeauna să le tulbure. Nu mi s-a întâmplat niciodată să fiți foarte hotărâți, să vă pregătiți foarte cu drag pentru biserică. Abia aș aștepta să veniți să vă întâlniți cu frații. Și poate pentru că la un copil i s-a înodat un șiret. E cel mai banal exemplu posibil. S-a înodat un șiret pe care nu-l poate deschide. Îmi spune, să apară o tensiune vis-a-vis de ceasul care trece și nu ajungem la timp și să fie o tulburare și să spui vorbe sau să chiar să-i dai două. Așa înainte de a veni la casă Domnului, pregătindu-l eventual pentru întâlnirea cu Domnul. Nu vi s-a întâmplat niciodată asta? Nu vi s-a întâmplat niciodată asta de la o simplă vorbă spusă? Soția, pe cine e Dumnezeu mai mult ca soția? Pe nimeni! Soțul, cui ne dă Dumnezeu mai mult? Nimănui! Sigur, Domnului, dacă vorbesc în epicuația asta. Nu vi s-a întâmplat de la o vorbă absolut banală să se stârnească o furtună puternică? Era diavolul. Și este diavolul. Care vrea să vă mut un fras la închinare. Mi s-a întâmplat. Mi s-a întâmplat. Apoi, este momentul mesei. Doamne, ce mult îl așteptăm uneori. Uneori chiar muncim mult, arătăm mult și suntem frămânți. Și nevasta exact atunci își aduce aminte care e mâncarea care ne place nouă? Fie ea sta acasă, fie a venit mai devreme de la servici și cu mâinile exclusive care de atâtea ori ne-a hrănit, ne-a pregătit mâncarea aceea care ne place nouă și care totdeauna ne bine dispune și ne face să fim politicoși. Un telefon, un zvon, ceva care, nu știu, o ușă care a fost lăsată deschisă pe aceeași nec un geam și s-a bătut mai tare și a tunat și a căpat pe lângă următoarea de mesotul să repare ceva foarte mărunt! Și să nu mai chihnească de mâncarea aceea? Să nu mai vrei să o mănânci? Să refuzi să mai stai la masă? Mare atenție la aceste două încercări ale diavolului de a ne tulbura atunci când ne închinăm și atunci când stai la masă. De fapt, masa în sine începe cu închinare și este o închinare și o mulțumire adusă la adresa lui Dumnezeu. Trecând peste lucrurile acestor, este o venită femeia asta. Înțelegând astfel că noi avem capacitatea prin ajutorul Domnului să trecem peste aceste motive și să-l biruim pe diavolul. Și o găsim în templul lui Dumnezeu rugându-se. Atât și-a vărsat focul înaintea Domnului. Atât a plâns, încât până și omul lui Dumnezeu a judecat-o greșit.
a considerat-o o femeie biată și n-a avut același duh în care era femeia asta. În urma închinării ei profund înainte lui Dumnezeu, s-a născut unul dintre cei mai mari bărbați care a avut vreodată Israel. Este vorba de Samuel. Dați-mi voie să vă citesc. Mie îmi place întotdeauna cuvântul acesta. Este întotdeauna extraordinar. Îl citesc, mă uit în el și îmi doresc să fiu așa în fiecare zi. Curăția din inima lui Samuel. Vreau să citesc 5 versete. Scultați, este unic momentul în care un lider stă în fața unei mulțimi. Un păstor în fața bisericii. Sau un proroc sau un conducător. În sfârșit. Samuel a zis întregul lui Israel. Iată că v-am ascultat glasul în tot ce mi-a spus și am pus în împărat peste voi. Dar acum, de acum, iată împăratul care va merge înaintea voastră. Când despre mine eu sunt bătrân, am albit, așa că fiii mei sunt cu voi, am umblat înaintea voastră din tinerețe până în ziua de azi. Reține semnea de timp. Iată, mă mărturisiți împotriva mea în fața Domnului și în fața unsului lui. Cui am luat boul sau cui am luat măgarul? Pe cine am apăsat și pe cine am năpăstuit? De la cine am luat minte ca să închid ochii asupra lui, mărturisiți și mă voi da înapoi? El a răspuns, nu ne-ai apăsat, nu ne-ai năpăstuit, nici n-ai primit nimic din mâna nimănui. El a mai zis, Domnul este martor împotriva voastră și unsul lui este martor în ziua aceasta că n-ați găsit nimic în mâinile mele. Și el a răspuns, suntem martori. Frate și surori, asta este o înălțime fantastică. Mai cunoașteți un lider care s-a dus în fața poporului în forma asta? Tați-vă în ochii mei, a zis. Bun, acum n-ar trebui să vorbim despre v-a luat bouă măgară, nu știu ce, am luat de la voi mită, darul, ca să închid ochii, nu știu, mi-a schimbat voi mașina, era mai slabă și mi-a dat-o mai nouă și de atunci vă părtinesc. Habar n-am! Se pot găsi sinonime foarte multe. Fost liderul care a stat înaintea lor. Și oamenii aceștia au zis, nimic, nimeni, ești curat înaintea lui Dumnezeu. Știți unde s-a născut liderul acesta fantastic? În aplecarea rugăciunii unei femei la care i-a ars inima. Frați și surori, transformă închinarea adevărată? Schimbă închinarea adevărată în lucrurile? Măriți să fie Dumnezeu! Doi adevăr care este în textul acesta este că locul în închinare devine secundar. Domnul Iisus Hristos spune că locul în închinare devine secundar. Nici Ierusalimul, nici Garizimul, nici templul, nici muntele, ci în Duh și în adevăr. Știind asta, un teolog, Tony Evers, a zis, închinare nu este unde ești, ci închinare este cu cine ești și mai ales cum ești. Frate și surori, trebuie să recunoaștem că noi avem o mare problemă aici cu locul. Noi suntem legați de locuri. Noi românii avem spiritul proprietății mai dezvoltat. Asta este una, este recunoscut și este un aspect care îl putem pune la CV-ul nostru, de bine. Avem o problemă cu locul. Mereu locul în închinările noastre a fost foarte principal. Și ori de câte ori locul devine principal, închinarea poate deveni secundară. Și mereu este așa. Când locul este principal, închinarea este secundară. Când locul este secundar, închinarea devine principală. Dumnezeu ne-a dat apoi, că s-a reglementat și în altă dată rugăciunea, ca locul cel mai intim și mai eficient de închinare, odăița. Adevărat? Dumnezeu ne-a dat odăița ca locul cel mai intim și mai eficient de închinare. Voi spune de ce odăița înaintea bisericii, care este al doilea loc foarte important consacrat pentru închinare. Pentru că doar oamenii care se închină serios acolo vor avea putere să se închine serios și aici. Dar oamenii care vin dintr-o închinare trăită acolo se vor putea înflăcăra aici. Atunci întreb așa, că în mod real pot întreba că nu mă poate nimeni ajunge din urmă. Atunci de cine îți dragi mai mult decât orice măslini, smochini, rugurile aprinse și toate celelalte lucruri care nu le blame, să nu mă înțelege greșit și nu sunt împotriva lor. Întreb doar de ce ele sunt pe lista noastră ca prioritate. De ce ne punem concedii din timp și din vreme? Pentru ce motiv când Dumnezeu este atât de aproape de noi? Psalmistul a zis, îl caut pe Dumnezeu în rămasul meu. Frați și surori, asta aș vrea să o apăs foarte tare
și foarte serios. Locul prim, cel mai la îndemână, cel mai beneficiu, cel mai eficient pentru fiecare dintre noi este odăița în care ne cheamă Dumnezeu și ne așteaptă. Știți că o altă reglementare a vieții de rugăciune, milostenie, post, se merg împreună, este Matei 6, unde Domnul Iisus Hristos zice, tu intră în odăiță și rogă-te acolo și Tatăl vede. Ține la rugăciune, tot face nasul și Tatăl vede asta și va răspunde. Haideți să ne ducem în Scripturi, să luăm un exemplu biblic. Vreau să ridic odăița la un nivel foarte înalt. Mă rog acum Duhului și susțin învățătura asta cu Duh. Dumnezeu Sfântul să vă conducă spre odăiță. Să vă deschide inima spre omul acesta fantastic al marilor realizări, al marilor binecuvântări dumnezeiești. Dați-mi voie să mă uit în cartea în doua împăraților, cartea doua împăraților, caut capitolul 4, unde Cuvântul lui Dumnezeu zice în felul următor. Cuvântul lui Dumnezeu zice în felul următor. Citesc, să-l mărcesc apoi în scurt. O femeie dintre nevestele fiilor prorocilor a strigat cu Elisei. Robul tău, bărbatul meu, a murit și știi că robul tău se temea de Domnul. Și ceea ce am comutat a venit să ia pe cei doi copii ai mei să-i facă robi. Elisei a zis, ce pot să fac pentru tine? Spune-mi ce are acasă. I-a răspuns, roaba ta n-are acasă decât un vas cu un de lemn. Și el a zis, du-te de cele vase de afară de la toți vecinii, vase goale și nu cele puține. Când te vei întoarce de ușa după tine, după copiii tăi, toarnă din un de lemn în toate aceste vase și pune deoparte pe cele pline. Atunci a plecat, a închis ușa după ea și după copiii ei, ea apropiau vasele, i-a turnat din un de lemn în ele. Când s-au umplut vasele, i-a zis fiului său, mai dă-mi un vas. Dar el a răspuns, nu mai este niciun vas. Și n-a mai pus un de lemn. I-a s-a dus la omul lui Dumnezeu cu... I-a spus omului lui Dumnezeu lucrul acesta și el a zis, du-te de vine unde vrei, nu? Plătește-ți datoria și cu ce va rămânea vei trăi tu și fii tăi. Să tălmăcesc, că întâmplarea asta intră brusc în Scripturi. O familie, binecuvântată, robul tău se temea de Domnul, trece printr-o experiență fantastică. Moare stâlpul principal al casei, bărbatul. Fără să avem detalii, înțelegem că a lăsat în urmă o datorie considerabilă. Datorie care l-a provocat pe cel care împrumutase să vină să spună ori dai bani, ori îți iau copiilor? N-avem vârsta copiilor. Ce putem ei să facă pentru asta? Și femeia asta a mers cu durere la omului Dumnezeu să ceară un cuvânt. Un cuvânt de la Domnul. Paranteză la paranteză. Știți că atunci când trecem prin încercări și prin necazuri, când în general vorbim despre oameni, nu mai este nicio scăpare, noi mai avem una? Noi mai avem una la Domnul, mărit să fie Dumnezeu. Asta am învățat-o, mi-a spus-o un maestru de-a meu care ulterior s-a pocăit. Zicea unui colegi, pe care nu se pochească niciodată. El mergea la o mormântare, vremea în care lucrurile erau, nu erau libere. El era cumnat cu un pastor. Și uitați ce combinație bună era în mașina asta. Ăsta era pastor și ăsta era secretar de partid. Și ăsta ținea Bibliile ulterior, mie mi-a spus, ținea Bibliile ascunse unde? Unde nu căuta nimeni? La secretarul de partid acasă. Și ăsta a luat totdeauna acolo. Când îl ducea la mormântări că avea mașină, totdeauna regiza. El venea ca și cum a venit de undeva. Ăsta stătea în drum, dar era vorbit. Făcea cu mâna și lua la ocazie. Și odată a făcut așa, dar lua și un om de pe drum. Și de unde mergeți, domnilor? Și a spus la o mormântare. Murise într-adevăr o femeie acolo, o soră, era o dramă, dar lăsese mai mulți copii. Și știți că asta întotdeauna e o dramă, se vorbește până departe, sau din toate satele. Și omul ăsta are povești și mărturisește pastorul. Îmi zice mie personal, băi Valer, n-am avut niciun subiect de predică, nu știam nimic, mergeam înainte sperând că Duhul lui Dumnezeu mă deschide o fereastră. Ce să spui, băi frate, când mor o femeie și rămân 7 copii mici sau 8 câți erau și un tată care era și oarecum bolnav. Și au se zice, omul ăsta a luat la ocazie când pleacă. Zice, domnule, zice, ala, dumneavoastră, că mergeți, că-ți pocăiți. Păi, ați te pocăiți, da, pocăiți, eu sunt păstorul. Domnule, zice, dumneavoastră, aveți o mare noroc. Ce noroc avea, domnule? Domnule, nouă, când îi se întâmplă asta, noi nu mai avem unde mele. Dumneavoastră, mai aveți unde mele. Dumneavoastră, aveți pe Dumnezeu. Și asta a fost predica la mormântarea celui pastor. Când oamenii nu mai pot înainta în viață, noi mai avem un drum deschis la Domnul. Slăvit să fie Dumnezeu! Amin. Și adevăratul. Cu femeia asta se demonstrează acest adevăr. I-a mai avut un loc pe omul lui Dumnezeu. Care omul lui Dumnezeu a dat o soluție. Doamne, ce soluție simplă de acasă.
trage ușa după tine și după copiii tăi. Auzi bine, frate? După tine și după copiii tăi! Paranteză. Să zicem că femeia asta era din biserica din Montreal. Și ar fi avut mare dragă. Și ar fi venit să zicem la păstor. Și s-ar fi rezolvat problema. Copiii s-ar fi gândit. Păi cred că a făcut frate o colectă biserica și nu a acoperit asta. Sau iasă un frate care are mai mult bani în biserică. Sigur l-are o ia Dumnezeu inima. Să știți, s-ar fi frământat oare de unde a venit izbăvirea asta. Dar ascultați-mă, Dumnezeu așa colecție fantastică care cred că te poate ține în picioare toată viața. Copiii ăștia au văzut cu ochii lor minunea faptului că Dumnezeu ascultă rugăciunea. Au văzut cu ochii lor minunea faptului că a curs un teren și a curs, și a curs, și a curs, că nu era colectă, că nu era dărnicie, că era minunea lui Dumnezeu în casa lor. Înțelegeți, frații mei, de ce e importantă o leiță? Unde se vadă copiii noștri minunile Domnului? Unde, frații mei, aici? Lăsați să vă spun că nu o să le prea vadă aici. Că nu prea e rău pentru ele. Noi nu facem cadru pentru ele. Să fie o altă poveste. Frații și surori, copiii ăștia au avut harul să vadă că Dumnezeu îi binecuvintează pe cei săraci, pe cei necăjiți și când strigă un nenorocit, Domnul aude și o scadă din toate necazurile lui. Mărit să fie Domnul! El era fără nicio speranță și era gata să meargă. Cum să-ți lași copilul rău, frate? Cum să-l lași să meargă rău? Că l-ai crescut atâta, l-ai iubit atâta, ai stat nori nedormit, ai dat mâncarea din gura ta și din pieptul tău, n-ai dormit pentru el și ai dat ce ai mai bun! Cum să-l las să fie rob? Așa era să se întâmple. Dar așa a arătat Dumnezeu marea lui îndurare. Mărit să fie Dumnezeu. Trage ușa după tine și după copiii tăi. Frații mei, de aceea locul este secundar în ecuația asta unei închinări adevărate. Dumnezeu poate fi. Ne întâlnim trei și unul dintre ei zice, frate, hai să ne rugăm pentru un lucru. Ne unim, ne rugăm și Dumnezeu ne poate asculta acolo. Mărit să fie Dumnezeu. Dar ascultați-mă, dacă tot reglementăm ceva, atunci nu uitați cuvintele Domnului. Tu când te rogi într-o nădăiță, tu când ai probleme, intră în nădăiță, trage ușa după tine și după. Să vă spun ceva. Biserica noastră, poate că la urmă să vă dau ca exemplu ceva despre cum am fost iluminați de Domnul, că multă vreme am făcut greșit o lucrare în biserică. Eu personal, despre mine este vorba. Și cum Dumnezeu Sfântul ne-a dus o lumină. Este foarte important să înțelegem adevărul acestea ale chemării lui Dumnezeu și al felului în care Dumnezeu ne vorbește despre acest loc și despre întâlnirea cu El, odăița. Deci, noi avem o viață de rugăciune foarte asiduă acum și foarte, foarte intensă. Și ne-a vorbit de mai multe ori Dumnezeu prin proroci. Și ni s-a spus de mai multe ori că jertfele noastre nu sunt în regulă. De cele mai multe ori nu sunt în regulă. Noi postim mereu că nu sunt în regulă. Și știi cine m-a spus Dumnezeu? Că altarele în casele noastre sunt dărâmate și nu-i nimeni la altar. De unde pornește orice noire bună, frații mei? De unde pornește orice schimbare adevărată, frații mei? De unde căutăm noi reperele moralității, ale curăției, ale cuvântului dat, când punem, de exemplu, slujitori în lucrare? De unde, fraților? Din mărturia care este în casa lui și în afara casei lui, din ceea ce se întâmplă în perimetrul casei noastre? Cercetați-vă bine și s-ar putea ca acest adevăr al Duhului spus pentru noi să fie folositor unora de ei, să fie adevărat. Ne caută Dumnezeu la închinare în altarele caselor noastre și de atâtea ori lipsim. Sau de atâtea ori suntem doar unul sau altul. În sfârșit, Dumnezeu ne-a dat locul acesta ca să ne întâlnim cu El. Slăviți să fie Dumnezeu. Frății mei, dincolo de lucrul acesta, aș vrea să vă spun că nu-i suficient de mult timp ca să rămân lângă asta, că este o nuanță când venim la biserică. Vedeți, marea problemă este atunci când venim la biserică, fiecare dintre noi avem de regulă o cerință, o durere, vrem ceva. Prea puțin dintre noi venim să facem ceva. Cei mai mulți vrem o binecuvântare, prea puțin venim să fim o binecuvântare. Dar noi trebuie să ne ridicăm o dată deasupra unei stări pe care apostolul numește pruncie, numește lapte, cu care da, crește, dar apoi zice, lepădați aceste adevăruri începătoare și duceți-vă spre unele mai înalte. Trebuie să venim în casă, să ajungem să venim în casa lui Dumnezeu, nu doar pentru a fi binecuvântat, că Domnul va face, ci ca să fim o binecuvântare pentru alții, un răspuns pentru alții, o soluție pentru alții, un sprijin pentru alții. Doamne, ajută-ne! Fraților,
Încă ceva. Noi nu doar mergem la biserică, să venim la biserică. Noi suntem biserică. Noi suntem biserică. Și noi ducem biserica de aici, în casa noastră, și suntem biserică în inimile la locul de muncă, și suntem biserică pe strada unde stăm, și suntem biserică în contextul în care umblăm. Și când suntem biserică și aici, și acolo, și acolo, atunci suntem în mâna lui Dumnezeu, folosiți de Dumnezeu, și este nădejdea faptului că putem avea impact. Doamne, ajută-ne! Eu cred că ne bazăm prea mult pe întâlnirile acestea în care venim la casa Domnului, că se va întâmpla ceva aici. Țin minte, un frate mi-a zis odată într-o împrejurare, mi-a zis, frate, zice, vorbim despre un oraș în care era o biserică care avea o aură a rugăciunii și el îmi zice mie, eu am ajuns acolo cu un nepot de-a lui și zice, unde mergi la biserică? I-am spus mie, aia nu mă duce, mă duc dincolo. El nu avea biserică din care să aparțin, asta este o altă problemă, care ține tot așa de instabilitate. Deci eu mă duc acolo și numai nu mă pot să curat. Acolo era o rugăciune de asta mai hotărâtă, mai așa, mai gălăgioasă, mai cu cu toate ingredientele bune și care nu sunt bune. Zice, acolo mă pot, zice, frate, zice, eu mă duc acolo, zice, frate, eu scap o baterie gol, zice, mă duc, mă fac în redresor și mă încarc. Băi, nu știam multe despre baterii și redresoare atunci, dar ulterior, dacă sunt, mi-am dat seama. Că, bă, fraților, dacă vine aici 50 de baterii gole, vai de eu redresor, că ne norocești, să-mi dă peste cap. Dar am o întrebare, dar când te-ai golit, bă, frate? Îmi iartă-mă, fiecare săptămână te golești? Și trebuie să te tot încarci înapoi? Dar ce te golește? Ce te poate goli halul ăsta? Că n-ai vlagă, n-ai putere, nu-i nimic de tine. Ce te poate goli? Imaginea asta nu-i corectă, frații mei, și aș vrea să abandonăm lucrul acesta din mintea noastră. În sfârșit, tot la lucrul acesta aș vrea să vă spun că închinarea este ceva măsurabil. Dintre multe alte slujiri este măsurabilă închinarea. Exemplu, noi, dacă am avea vreme astăzi, am putea, de exemplu, să analizăm cum ne-a fost până aici. Ce facem noi când venim la biserică, frate? Patru lucruri facem. Dintre cele care se numesc clar închinare. Cântăm. E cântare închinare, frate? E cântare închinare. Ne rugăm. Ei, rugăciune închinare. Ei. Și ce scripturile? Îs. Scripturile închinare. Îs. Și dă-ne pentru Domnul. Îi dă-ne ce închinare. Ei. Păi cel mai simplu. Ne analizăm fiecare acum cum am cântat, cum ne-am rugat, cum am citit și cum am dat. Înțelegeți că e matematică. Și acum, dacă cuvântul lovește ce n-am, dacă de exemplu colecta pregătiți, nu ai pus nimic. E o problemă clară. Ai pus sau nu ai pus? S-a cântat aici o cântare. Nădejdea mea e Dumnezeu. Pe mai frumoasă ca asta sunt ei. Am pus nădejdea Dumnezeu. Ai pus foc, ai transpirat în cântarea asta. S-ai vărsat sufletul, mai reverberează în minte cântarea. Dacă a trecut așa la o strofă, ai cântat la altă, înțelegeți că e măsurabilă închinarea? Este foarte simplu, totdeauna să punem așa, să zic, putem să măsurăm și în timp și în calitate, să ne ajute Bunul Dumnezeu. Eu suspend astea mintea noastră, nu-i clarific toate, nici n-am nici putere, nici timp, nici vremea. Fraților, în al treilea rând vreau să spun că închinarea este o alegere. Psalmul 19 este scris la început cerului, spun slavă lui Dumnezeu. Găsim în cartea psalmilor, cum toată mulțimea oștirilor și așa, se închină mintea Domnului. Fraților, crește și animalele recunosc și se închină Domnului. Și se închină toată natura. Înțelegeți că închinarea este o alegere? Mă închin sau nu mă închin? Și acum iarăși e matematic. Am o săptămână din care am trecut. Luni, m-am venit cu joi, vine sâmbătă. Vorba cântării lui Andreea. Și mai ales duminică, să fim creștini. Dacă știți cântarea asta. Și o alegere, frate. De câte ori ai mers în odăiță? Cât ai citit din Scripturi? Cât ai rugat și cât ai postit? Și rezultatul ca la matematică rezultă? De aceea Domnul a spus acestei femei, vine vremea. Și a venit vremea. Închinătorii adevărați ai închinat Tatălui în Duh și în adevăr. Păriți să fie Domnul. Amin. Și înainte de asta s-a lăsat unii niște mari. Știți de ce s-a lăsat? Că sunteți vinovați ca mine. Că dacă vă căutați paginii din Scriptură, nu sunt suficiente. Dacă căutați bucuria Scripturii pe cântării, probabil că nu-i suficientă. Dacă căutați îndoirea genunchiului la rugăciune, probabil că a fost sporadică și două minute la culcare, obosit și trei și vai de noi. Și poate nu ne-am închinat niciodată, noi, serios, sau noi și copiii noștri în săptămâna care a trecut. Închinarea este matematică. Matematică. Am făcut-o sau n-am făcut-o? Ați înțeles? Am cel mai simplu așa ar fi. Eu închid Biblia asta, ia bisericii, dar pot să o închid. Și mă duc, dar nu mă duc.
Eu n-am nici autoritate, dar mă duc. Și stau de vorbă cu... Uite, poți să văd acum, și unde? Fii de aici, cu scripturi, să până atât, să te și am, normal, trebuie să spună, trebuie să poată să spună. Credeți că ar fi mai bună predica asta decât tot ce vreau să vă spun în continuare? Decât tot ce m-am propus să vă spun în continuare, practica asta ar fi mai bună decât orice. Zice odată și... Asta acceptat-o ca o Biblie și se pare că s-a întâmplat exact așa. Zice odată că un păstor, păstorul ideal, el nu există. El nu există în realitate, dar păstorul ideal, cel care vizitează toți membrii bisericii în fiecare an odată, cel puțin odată, s-a dus și a vizitat de la un capăt la celălalt capăt al satului pe toți. Și a ajuns la poarta unui om care nu venise de mult la biserică. El era undeva pe brulea prin casă și a auzit că a scârțit și la poarta. La ăștia și poarta le scârție. Totdeauna este de rău. Și când s-a dus, el a avut timp suficient să vadă că vine păstorul. A intrat într-un pic de criză, din care și-a revenit rapid, a luat Biblia în mână, a curățit-o, dacă a și știut-o de prapă, este exagerarea care să-l dărească lucrurile, s-a așezat pe un scaun, un vătură cu picior peste picior. Și așa când a dus păstorul la ușă, el n-a auzit că citea. Și păstorul a mai văzut, odată și el n-a auzit că citea. Și atunci știți că la țară, uneori așa era, nu o simt de ușă. Și când minunea lui Dumnezeu, imagine, omul cu scripturile în brață, cine nu dorește să meargă pe vizită și asta să întâlnească. Pace, frate, pace. Am scuzat zice că nu m-am auzit. Eu tocmai citeam examenul Matei. Ați înțeles? În al patrulea rând, frații mei, vreau să fac o afirmație foarte serioasă în acest context al închinării. Când Dumnezeu nu este cunoscut cum trebuie, închinarea noastră nu este cum trebuie. Când nu cunoaște pe Dumnezeu cu adevărat și vrea să mă duc în Scripturi, urmăriți-mă împreună cu mine în ultima carte a Vechiului Testament, din cartea prorocului Maleahi. O prorocie, o analiză serioasă pe un segment din timp din viața poporului lui Dumnezeu. Și ascultați ce cuvântul Domnului la versetul 1 și versetul 8. Capitolul 1 și versetul 8, pardon. Când aduceți ca jertfă o vită oarbă, nu este rău lucrul acesta? Când aduceți una șchioapă sau beteagă, stai regionalism al Dumnezeu, beteagă, nu este rău lucrul acesta oare? Ia-o tu cu dregătorului tău, că va primi el bine pentru ea, va ține el seama de ea, zice Domnul oștirilor. Despre ce vorbim, fraților? Despre vremea mărețului și minunatului templu, care și-a pus Dumnezeu numele acolo. Și despre jefele care le-au puse ca Dumnezeu prin ele să ierte păcat și să arate bunăvoința. Și despre armată de oameni care slujeau lui Dumnezeu în jefe. Și despre niște evrei. Bine că vorbim despre evrei astăzi, că aici poate că nu sunt. Care au zis, dar Dumnezeu poate primi și cei beteac și prost. De ce să ținem pentru noi cei șchiop? Ce nu-i tot jefă? Ce nu-i tot miel? Și cum mi-a sfidei Dumnezeu de mine pe problemă asta le spune, mă, oameni bun! De ce îmi spurcați altarele? Nu mă citeți toate versetele, ca să vă provoc să le citiți expresia. Când de ce sunt nimeni în rămân, când o să spurcați. Deci vedeți așa îți găsi expresia. Citiți, nici nu-i lungă procesul ăsta, 4 capitole. Îmi spurcați altarele, îmi pregăriți masa mea cea sfântă!